Bună seara, doamnelor, domnilor, eu sunt Elena Guțu, urmăriți emisiunea Obiectiv Comun. Economia mondială este influențată în prezent de câteva supraindustrii ale serviciilor, tehnologia informațiilor, telecomunicațiile și industria balneosanatorială și turistică. Datorită conceptelor noi în medicina modernă privind sănătatea, utilizarea noțiunilor de calitate a vieții, stil de viață, bunăstare, conform recomandărilor OMS, dar și Federației Internaționale de Balneologie și Climatologie, este necesară îmbunătățirea calității asistenței medicale din stațiunile balneosanatoriale. Asistența balneosanatorială ca parte integrantă a asistenței medicale prin rezultatele eficiente obținute a devenit una dintre formele de tratament a cărei poziție pe piața balneologică internațională este în creștere în continuă. În Republica Moldova sunt atestate zeci de tipuri de ape minerale, curative, de masă și ape cu proprietăți balneologice. Trendul internațional este acela al revenirii la natură pentru tratament și recreare, iar din acest punct de vedere, stațiunile balneosanatoriale sunt o destinație potrivită. Patrimoniul balneosanatorial al Republicii Moldova, dezvoltarea acestui sector, dar și oferta turismului balnear din România sunt subiectele emisiunii de astăzi. Fiți aproape! Structurile sindicale participă la repartizarea biletelor din sursele oferite din bugetul asigurării sociale de stat, în comun cu Casa Națională. Pentru anul acesta, din bugetul asigurării sociale, sunt alocate 30 de milioane de lei pentru tratamentul balneosanatorial persoanelor asigurate. Este o mare problemă pentru sanatorii la moment, dar problema este de câțiva ani nehotărâtă, că sanatoriile sunt impuse să înceapă activitatea fără finanțarea prealabilă din buget pentru a începe perioada de tratament pentru salariați. Entitatea economică este nevoit ca să iei un împrumut financiar bancar ca să poată să deschidă activitatea. Anul acesta, reieșind din costul biletelor la sanatoriu și suma alocată, structurilor sindicale le-a revenit în jur de 15 milioane de lei, asta e 2100 de bilete, care se repartizează pentru persoanele asigurate. Pentru anul curent sunt planificate aproximativ 100 milioane de lei pentru tratament balneosanatorial, inclusiv 68 milioane lei pentru veterani și 30 milioane lei pentru persoanele asigurate. Pentru persoanele asigurate a fost achiziționate pentru anul curent 4.400 bilete în sumă 30 milioane de lei, cu prețul mediu 6.800 lei, ceea ce constituie 80% din costul biletului de tratament, eu repet, care achită Casa Națională de Asigurări Sociale. Restul, 20%, în mediu, 1.800 de lei, va achita persoana asigurată direct în casierie sanatoriu pentru un bilet cu termenul tratamentului de 18 zile calendaristice, adică 100 de lei într-o zi. În 2019, din numărul total de noptări în structurile de întremare, doar mai puțin un procent, cam 0,6% au fost nerezidenți și presupunem că ăștia sunt persoanele deja cu rădăcini din Republica Moldova, dar plecați în diasporă și reveniți pe parcursul verii acasă pentru a beneficia de aceste servicii ale sanatoriilor sau structurilor de întremare. Totodată observăm conform statisticii, iarăși ca an de referință luăm 2019, înainte de pandemie, că din totalul numărului de noptări în structurile de cazare oficial înregistrate, inclusiv structurile de întremare, înțelegem că este un potențial nevalorificat. Aici trebuie de lucrat pe partea de marketing, pe partea de dezvoltare de produs, de pachete speciale, de tradus în engleză, cel puțin informația despre aceste sanatorii, și atunci asta va putea ușura și activitatea agențiilor de turism și o colaborare mai strânsă între sanatorii, între structurile dintre mare și cei din domeniul turismului, pentru a valorifica și potențialul lor, dar și potențialul turistic al țării. Din
februarie până în prezent, la Bucurie Sind, practic, au intrat foarte mulți refugiați, care o parte s-au oprit și din prima zi a războiului până astăzi, împreună cu copiii, mămicile copii, se află la întreținerea în sanatoriu, o parte au plecat mai departe în Europa. Astăzi noi avem în sanatoriul din Cahul în jur de 40 de persoane care se află în continuare din membrii refugiaților și la sanatoriul Bucuriei Sind avem în jur de 100 de persoane. Acest concept reușește deoarece în ultimii ani constatăm o scădere a mediei de vârstă a turiștilor și asta ne bucură pentru că înseamnă că oameni tineri încep să caute soluții din timp pentru a nu ajunge la un diagnostic într-un final. Cred că piața de bani se află în creștere pentru că și facilitățile s-au dezvoltat foarte mult în acești ani, iar așteptările turiștilor au fost îndeplinite, acelea de a avea pe lângă tratamentele balneo și facilități moderne, servicii care să completeze cu relaxare mai mult, precum tratamente corporale sau masaje, gama este foarte variată. Aceste modernizări care s-au făcut, spre exemplu, la noi în Văile Herculane, în ceea ce înseamnă renovările de hoteluri și înmulțirea de facilități la care s-au adăugat aceste etichete de vacanță, au adus la aproape o dublare a numărului de turiști în ultimii 10 ani, ceea ce ne bucură, cu atât mai mult cu cât aceste facilități cunoscute la Herculane de peste 2000 de ani de cură balneară sunt cele mai îndrăgite de români și sunt accesate din ce în ce mai mult chiar și în acest an. Astfel putem spune că piața balneo este în creștere. Dezvoltarea economică și evoluția condițiilor de viață aduc, pe lângă beneficiile cunoscute, și unele aspecte negative, ce au consecințe mari asupra sănătății omului. Intensificarea muncii, dar și a stresului, dezechilibrele alimentare, cantitative și calitative. Toți acești factori îl determină pe om în calitatea sa de turist să aleagă ca destinație de vacanță stațiunile balneare cu scopul de a-și îmbunătăți starea fizică și psihică. Ce oferte regăsim în Republica Moldova, dar și în România? Inițiem discuția cu invitatul din această seară. Alături de noi este domnul Nicolae Melnic, șef Policlinică Sanatoriul Codru. Bună seara, domnule Melnic! Bună seara! Bine ați venit la TVR Moldova! Bine v-am găsit! Așadar, turismul balnear, un concept deloc nou, inclusiv pentru Republica Moldova, dar totuși, ca să fie clar și telespectatorilor, când vorbim despre turismul balnear, de fapt, ce tratamente îl compun, îl impun, ce servicii presupun acest concept? Nu, un turism balnear ar prevedea un tratament în condiții de stațiuni balneare cu un profil pentru diferite maladii. Spre exemplu, profilul de tratament în condițiile stațiunii balneare Codru este pentru maladiile gastrointestinale, maladiile aparatului musculoscheletal, așa, și maladiile respiratorii, maladii ginecologice. Pentru acest tratament noi dispunem de, spre exemplu, pentru maladiile gastrointestinale, tratamentul de bază este apa minerală hidrocarbonat sulfat de natriu, care este un beneficiu foarte bun în tratamentul hepatitelor cronice, ulcerului gastroduodenal și mai ales a colecistitelor cronice și mulți pacienți vin la noi anume pentru tratamentul sub aspectul apei minerale hidrocarbonat sulfat din natriu. Nu, pacienții cu maladia aparatului locomotor, specificul este băile de salvie, aplicațiile de namol, care au un beneficiu foarte mare în tratamentul acestor pacienți. Noi, într-o perioadă bună, chiar am avut și un muzeu unde lăsau pacienții ca amintire bastoanele după tratamentul balneosanitar în condițiile stațiunii noastre. La nivel de impresii vorbim despre o a doua viață, din câte înțeleg, pentru vizitatorii dumneavoastră. Domnule Melnic, dar în Republica Moldova, cât de uzual este această practică de a merge la sanatoriu, de a face tratamente balneare? Pentru că în țările Uniunii Europene, de exemplu, a intrat în uz de foarte mulți ani și menționa și în interviu persoana din România despre faptul că se atestă și această întinerire a persoanelor care vin în
sanatorii sau instituțiile balneare. Și în multe țări din Europa se practică acest gen prin perspectiva Ministerelor Sănătății, pentru că doresc să promoveze o îmbătrânire activă. Care e situația în Republica Moldova? Nu, în Republica Moldova vreau să zic că tratamentul balneosanatorial este organizat la nivelul Confederației Sindicatelor din Republica Moldova. Noi suntem un patrimoniu al Confederației Sindicatelor din Republica noastră, dar organizația tratamentului balneosanatorial, vreau să zic că noi o dorim totuși să o dezvoltăm la nivel de al Ministerului Sănătății. Să contribuim printr-o activitate mai amplă între Casa Națională de Asigurări Medicale, care ar aloca niște alocații materiale, bănești, pentru a trata acești pacienți, pentru a aloca un tratament anume din staționar sau din la centrele de sănătate, pacienții care stau la evidență cu, spre exemplu, cu hepatite cronice de mulți ani, cu boala ulceroasă a duodenului de mulți ani și necesită acest tratament, el mai corect ar fi să fie organizat prin cu ajutorul Casei Naționale de Asigurări Medicale. Dar eu aș vrea să vă spun că în ultimul timp mulți din conlocuitorii noștri din Republică au înțeles că un tratament balneosanatorial, măcar o dată pe an, aduce foarte mari beneficii pentru organism. Spre exemplu, un pacient care suferă de o gastrită cronică, de un ulcer duodenal, fiind tratat în condiții de sanatoriu, spre exemplu, sanatoriu Codru, el primește acolo cura de apă minerală, el primește o alimentare la dietă, noi îl curăm acolo, îl învățăm cum să alimenteze corect, așa, și sigur că în felul acesta vreau zic că acest pacient nu folosește buletinul de boală pe parcursul anului, în felul ăsta el este un om apt de muncă pe parcursul unui an. Și să confirmați și dumneavoastră, sunt și cure de întinerire, adică o profilaxie primară. Omul practic sănătos, merită el să tratez în condiții sănătorii sau nu? Sigur că da. Aș vrea să zic că un om practic sănătos are necesarul să facă o cură de tratament în condiții sănătorii, măcar de 10-12 zile. El acolo ar primi, vreau să zic așa, kinetoterapie, tratament în hidrokinetoterapeutic, noi dispunem de piscină bine amenajată acolo, hidroterapie, așa, unde sigur că chiar multe dame se adresează la noi, cum ar scăpa de o, mă rog, de o celulită, spre exemplu. Și uite, avem acele metode care le practicăm. Și aș vrea să spun că tare mulți pacienți, tare mulți, chiar oameni practic sănătoși, vreau să zic că deja au înțeles că este necesar pentru o cură de tratament în condiții de stațiuni iată, balneare. Despre oameni practic sănătoși, cum v-ați exprimat și dumneavoastră, cât de important, iată, să promovăm la această etapă aceste servicii de prevenție, de exemplu, a anumitor boli, până în situația în care persoanele să ajungă în cabinetul medicului și ulterior să fie îndrumați în la întrebarea dumneavoastră, noi, eu am început activitatea în sanatoriu în anul 1980. Și am avut onoarea, ne-a vizitat pe timpul ceala renumitul doctor Nicolae Tesemețanu, care ne-a sugerat așa o idee încă pe atunci să luăm o colaborare cu catedrele de medicină de la Institutul de Medicină, de la Institutul de Curortologie din Odessa. Și noi am făcut lucrul ăsta pe timpul renumitului medic șef pe atunci, Gheorghe Osoianu, și am pus metodele noastre de tratament pe atunci pe picior științific. Am luat o colaborare amplă cu Catedra de Boli Interne, șef de catedră, doamna Liliana Gropa, cu Catedra de Medicină Fizică și Reabilitare și Terapie Manuală, șef catedră, domnul Oleg Pascal, și am făcut multe metode noi de tratament și
în felul ăsta s-a ridicat prestigiul stațiunii, nu numai la noi, și stațiunile balneare din Republică, pentru că am organizat câteva conferințe practic științifice pe baza sanatoriului Codru, un congres despre tratamentul balneologic în Republica Moldova, și în felul ăsta vreau zic că stațiunea noastră a devenit, așa, mai practic zis, o cuzniță de pregătire a cadrelor de Republica Moldova în domeniul balneologiei. Despre acest aspect discutăm neapărat în minutele ce urmează, dar până atunci avem un dialog despre beneficiile tratamentelor balneare asupra organismului uman, dar și patrimoniul Republicii Moldova în materie de turism de sănătate. Continuăm discuția cu doamna Natalia Ostapciuc, director adjunct Centrul de Reabilitare a Persoanelor Vârstnice și Persoanelor cu Dizabilități, Speranța, orașul Vadul lui Vodă. Bună seara! Bună seara! Doamna Ostapciuc, așadar, care este specificul Centrului de Reabilitare a Persoanelor Vârstnice Speranța? Cine sunt vizitatorii dumneavoastră? Specificul activității centrului este recuperarea, tratamentul, profilaxia pacienților cu afecțiuni cerebrovasculare și cardiovasculare, în primul rând. Dar, tot timpul spun, mai ales pacienții vârstnici nu au o patologie. Nu putem să izolăm afecțiunea cerebrovasculară sau afecțiunea cardiovasculară de celelalte. Pacientul este cu mai multe diagnostice, adică el are suplimentar numai decât o osteoartroză, pacientul suferă când de hepatite, de gastrite, pacientul pe parcurs de viață, da, adună, cum ei spun, un buchet, așa tot timpul spun, când întreb ce te doare pe ei, am un buchet de toate cele. De aceea, tratându-l corect, noi trebuie să ne axăm pe toate, tratăm un pacient și nu afecțiunea. Adică avem diferite metode de tratament încât să obținem un rezultat final bun, axându-ne pe patologie, pe polipatologie, tratând și osteoartroza, tratând și afecțiunile tractului digestiv, tratând numai decât și celelalte afecțiuni pe care, da, pe care pacientul are. De ce tot timpul spun că un centru sau un sanatoriu deja cam a trecut specificul, da, de tratament unilateral. Tratamentul trebuie să fie multilateral. Chiar axându-ne pe patologia COVID, am văzut că se suferă mai multe organe și sisteme. Și începând și cu tractul respirator, dar sunt niște polineuropatii care ține de sistemul nervos, diferite encefalopatii, se petrec polineuropatii, numai decât afecțiunea cardiovasculară, și de aceea, tratându-l, fiindcă avem o secție post-COVID deschisă recent în anul 2020, și tratăm, adică toată patologia pacientului. Deci, practic, turismul balnear merge mână în mână cu cel de sănătate. Doamna Ostapciuc, iată, ritmul accelerat al vieții, dar și rutina zilelor ne fac de foarte multe ori să neglijăm cele mai multe ori sănătatea și amânăm de fiecare dată poate vizita la medic fără a ține cont de consecințe. Cât de frecvent ar trebui să avem, să frecventăm aceste servicii pentru a preveni bolile și nu pentru a ajunge în condiția de a le trata? Sigur că e ideal o dată pe an. Dar regulile spun că obții o foaie de tratament nu mai recent decât o dată la 3 ani. Dar cum ne spun pacienții, rândul este așa încât obținem o dată la 4-5 ani. Sigur că, dar cine minimum o dată vine la sanatoriu, practic de fiecare dată îi spun, o să fac tot posibilul să mai revenim o dată pe an. Când simt, într-adevăr, cum a spus colegul meu, domnul Nicolae, îi sunt o întinerire, o revigorare. Aici și elementul psihologic îi comunică, mai ales noi avem așa un contingent încât mulți sunt singuri acasă, aici vin, statusul psihologic se ridică mult și plus tratamentul și se simt perfect, sigur. Dar, de exemplu, care e calendarul în care primiți poate mai multe persoane, vizitatori? Vorbim despre calendarul estival, vorbim despre perioada de iarnă în care, de asemenea, aveți mulți vizitatori. Specificul centrului este așa încât lucrăm cu foi de recuperare care se dă anul împrejur, tot
tot timpul egal. Capacitatea centrului de 260 de locuri, cu regret, în timpul COVID-ului am micșorat numărul pacienților la 170 și prin asta rândul s-a mărit de la odată la 3 ani, s-a mărit, da, deja o să fie și odată la 4-5 ani, fiindcă foarte mulți pacienți, mai ales noi, suntem într-o structură cu sanatoriul Victoria de la Ucraina, cu regret este închis și nu funcționează, și toți beneficiarii din sistemul de asistență socială au o singură șansă de a se trata gratis la noi, în Centrul Speranța, și de ce avem foarte, foarte multe solicitări. Doamna Ostapciuc, și o ultimă întrebare. Din experiența noastră și ca medic, ați menționat despre faptul că o persoană, dacă vine în sanatoriu, neapărat vine și cu promisiunea să revină. Cum promovăm asemenea servicii balneare? O facem prin exemplu din gură în gură sau cum? Din gură în gură, 100%, fiindcă știți, asta este o metodă cea mai, cred că, practică, fiindcă, dar vreau să spun că am avut câteva interviuri pe timp COVID și am vorbit despre secție post-COVID și atunci telefonul era roșu, oamenii toți vroiau, toți solicitau contra cost să procure foi, dar cu regret spunem că am activat cu numărul de 170 de persoane în condiții foarte, foarte destul de grele, fiindcă, da, vă dați seama, COVID-ul, restricțiile, contingentul nostru foarte, foarte, da, sensibil, spunem, la infecția dată. Și am avut foarte multe solicitări, dar am lucrat cu foile care s-au dat beneficiarilor de la asistențe sociale gratis. Noi avem, da, așa beneficiari. Am înțeles. Doamna Ostapciuc, vă mulțumim frumos pentru dialog. Mult succes în activitate. Ne auzim de bine. Toate bune. Mulțumesc. O zi bună. O zi bună. Domnul Melnic, în cazul sanatorului Codru, cu ce accente a venit inclusiv și pandemia de COVID, restricțiile, dar și războiul în Ucraina? S-a schimbat cumva activitatea? Da, sigur, doamnă. Noi, având în vedere pandemie de COVID, vreau zic că ne-a afectat tare activitatea noastră. A fost primită decizia de a ne închide, stațiunea a fost închisă pe 6 luni, n-am activat, după care prin ordinul Ministerului Sănătății ni s-a permis deschiderea stațiunilor balneare din Moldova și am lucrat într-un regim destul de strict cu, vreau zic, micșorarea numărului de pacienți, cu micșorarea numărului de proceduri, au fost închise unele cabinete ca ingalatorul, ca cabinetele unele cu profil balneologic. A fost impus strict regimul epidemiologic, personal adăugător la termometrie, cheltuieli mari în procurarea dezinfectanților, mănuși, așa mai departe. Dar am rezistat și am ieșit din această situație. Sigur că războiul din Ucraina tot ne-au afectat, pentru că lumea, pacienții nu preveneau, probabil că fiecare se gândea să mai țină un ban și pe mâini, așa la direct vorbind. Dar acum, e bine, în ultimul timp, practic, noi lucrăm aproape la 80% încărcătura, dacă noi avem 610 paturi, la ziua de azi 480 de pacienți în sanatoriu, așa, și aș vrea să vă spun că pacienții vin, că au înțeles că sănătatea trebuie să fie prețuită și trebuie de acordat și niște bani pentru a o menține. Și iată, sigur că... Noi ne-am întrebat care sunt preferințele concetățenilor în materie de tratamente balneare, dar și destinațiile din Republica Moldova și nu numai în acest sens. Răspunsurile vă propunem să le ascultăm împreună. Am fost la sanatoriu de la Călăraș, la sanatoriu de la Dobăsari. Am fost și în România, la Sovata, am fost și în Ungaria, la băile termale. Mi-a plăcut foarte mult în Ungaria și la Sovata. Că acolo am auzit că e foarte bine și foarte bune efecte are de sănătoșire. În Călăraș, la sigur că m-aș mai duce încă o dată, chiar și la Dobăsari, dar din cauza situației curente, cu războiul, cu Transnistria, e un pic periculos să mergi încolo. Acum, cu pandemia, 2 ani n-am fost nicăieri. Înainte, nici am de 2-3 ani.
de două, trei ori pe an. Adică când la saline, când la ape sau ape termale sau ape sărate, Târgu Ocna, au acolo un ștrand cu apă sărată, băile Herculane, băile Tușnat, tot sunt foarte interesante și bune. Efectul este diferit. Apele sunt pentru sistemul osteoarticular, salina e pentru sistemul respirator. Adică în depinează de cine și ce necesitate are acolo și se duce. Am avut o propunere de la lucru ca să plec la Călăraș, la sanatoriu, în luna martie. Exact după, la sfârșitul lunii, după ce s-a început războiul Ucraina, și am refuzat. Am zis că nu mă duc în aceste timpuri care sunt... Nu știu, am fost la Târgu Ocna, la Salene, da... pentru că am astm bronșic. N-am avut ocazia, vă spun cinstit. Nu pot să vă spun că am fost. Am înțeles că în Cahul e bun sanatoriu, zona de centru, Călărașul. Am fost la Saline, am trecut în România. Foarte bine, eu de acum mai mulți ani merg încolo și mă odihnesc. Am puține probleme cu sănătatea și de atâta pentru respirație, pentru aparatul respirator îmi trebuie. Acestea sunt preferințele Republica Moldova, România, domnule Melnic, dar sub aspectul revenirii de după poate perioada de pandemie se observă poate o anumită explozie, o preocupare și mai mare asupra sănătății organismului, inclusiv și din punct de vedere al necesității recuperării de după boala făcută, provocată de COVID-19. Da, doamne, se observă. Au stat mai aglomerat, mai cerințele au crescut pentru tratamentul balnei sănătării, și anume, după pandemia cu COVID, mulți pacienți se adresează pentru recuperare după această melodie, maladie. La o parte din pacienți rămân urmări sub formă de pneumofibroză cu insuficiență respiratorie cronică, și noi am creat condiții bune pentru tratamentul acestor pacienți. Noi am format și un protocol instituțional pentru tratamentul, pentru consecințele, urmările după, a pacienților după COVID. Avem o salină, așa, avem metode fizioterapeutice, care avem metode kinetoterapeutice, care foarte bine în urma acestor manipulări, vreau că se recuperează pacientul cu pneumofibroză. Au crescut numărul de adresări pentru acest pacient. Vin pacienți, se telefonează, se consultă cu noi cum ar putea veni și primi o cură de tratament în condiții de sanatoriu după această maladie. Chiar într-o perioadă a fost și o hotărâre la Casa Națională că pacienții care au, după COVID, au urmat niște consecințe de pneumofibroză, au dreptul la tratament balneosanatorial la fiecare an, nu odată în 3 ani, dar are dreptul de a beneficia. Da, de a necesitate, are dreptul de a folosi biletul de tratament de fiecare an. Da. Cu referire, iată, la foaia de sanatoriu, chiar și la ideea de odată la 3 ani, domnule Meli, care e mecanismul prin care o persoană poate obține o foaie de sanatoriu? Nu, pacientul depune o cerere la recomandarea medicului de familie, de la locul de trai, și plus o cerere la Casa Teritorială de Asigurări Sociale, și acest pacient, vreau zic, odată la 3 ani, beneficiază de un bilet de tratament. Dar noi, medici, lucrând atâția ani, de acum având o practică în această... Noi am solicitat paralel cu Casa Națională, așa, cu tratament, cum acum e organizat, ar fi bine și Casa de Asigurări Medicale să contribuie în acest proces. Să găsim cât un procent cât de mic care i-ar asigura un tratament balneosanatorial, adică din contribuțiile lor. Odată ce tratamentul balneosanatorial este atât de complex, cine sunt specialiștii care astăzi activează în cadrul acestora, la Codru? Sunt medici pregătiți în acest domeniu. Spre exemplu, este Catedra de Medicină Fizică și Reabilitare și Terapie Manuală, unde medicii noștri
trec de fiecare an, o dată la 2 ani, cursuri de perfecționare în domeniu. Se organizează, sunt tematici noi, cursuri noi de reabilitare, de tratament balneosanitarial, climatoterapie, balneologie, hidrologie și așa mai departe. La această catedră sunt organizate așa cursuri anume pentru medici din stațiunii balneoclimaterice, dar și din secțiile de reabilitare de la centrele raionale, spitalele raionale, spitalele orașănești. Așa, și acum sunt pregătiți medici și prin rezidențiat de către Universitatea de Medicină a noastră. După, el devine medic reabilitolog, după rezidențiat, de 3 ani sau de 4 ani, așa ceva cam. Deci acolo, dar, așa. Dar de acum se pune întrebarea la nivelul de Universității de Medicină de a reduce anii de studii și de a pregăti așa o categorie de kinetoterapeuți de 4-5 ani timpul de studiu, ca acești kinetoterapeuți să activeze în stațiuni balneare, în secții de reabilitare, la spitale raionale, orașănești și așa mai departe. Așa că pregătirea cadrelor se face. Avem 12 medici pregătiți în domeniu, 46 de asistente medicale pregătite în domeniu. Dacă va fi o viziune despre domeniu în general, iată, domnul Melnic, în toate domeniile aproape economice, sociale din Republica Moldova se observă o lipsă de specialiști. În cazul dat, se observă de asemenea aceleași tendințe? Sunt insuficienți specialiști? Da, stimate doamne, toți observă o lipsă de specialiști. Media că noi în stațiune activăm, suntem 4 pensionieri. Medici noi de vreo, spunem așa, vreo 8 ani, nu a venit nimeni. Cu asistentele medicale, vreo 4 ani în urmă am primit 5 asistente medicale. Au lucrat câte un an, doi și au plecat. Așa că rămânem cu cadrele cele vechi. Dar eu sper că s-a mai îmbunătățit situația în Republică, salariile au mai crescut la noi, nu numai în stațiunea Codru, în toate stațiunile balneare, în sistemul de ocrotire de sănătate au mai crescut salariile. Sper eu că întrebările s-au mai hotărât pozitiv. Aș vrea să spun că și condițiile de tratament și condițiile de odihnă la noi s-au mai îmbunătățit în ultimii ani. Chiar în anul 2019, la inițiativa Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, având în vedere necesitatea de creștere a numărului de pacienți care vin la tratament, a fost construit un bloc nou cu 2 etaje, 54 de saloane, toate bine amenajate, de o singură persoană, cum sunt cerințele de azi. Eu când am început activitatea, Doamne ferește, să las pe unul singur în salon. Nu, că ne-i urât. Dar acum numai așa cerință, de o singură persoană. Și iată, sindicatele noastre au construit un bloc conform cerințelor noi. Conform cerințelor. Iar acum să încercăm să aducem și câteva exemple de referință din România. Slănic Moldova, după cum ați auzit și în voxurile anterioare, este una dintre preferințe. Este și un Slănic Moldova. Când vorbim, îi vorbim despre orașul din județul Bacău, unul care s-a dezvoltat datorită numeroaselor izvoare de apă minerale cu compoziții variate și valoroase, căpătând astfel statutul de stațiune balneoclimaterică. Este botezată Perla Moldovei. Continuăm discuția cu Gheorghe Baciu, primarul orașului. Bună seara! Bună seara, dumneavoastră și respectatorilor dumneavoastră! Ne bucurăm că vă avem alături și vă întrebăm, de fapt, domnul Baciu, cum ați reușit de la primul mandat de primar în Slănic Moldova ca stațiunea să-și recapete supranumele de Perla Moldovei? Cum a fost acest traseu? Da, a fost un traseu sinuos, greu, dar astăzi putem spune că am ajuns la capătul unui drum pe care l-am parcurs cu greu, dar care a meritat, în sensul în care am dat prioritate la izvoarele de apă terapeutică, care de altfel sunt motivul pentru care noi suntem stațiune balneară, avem aceste resurse terapeutice extraordinare și am reușit în 5 ani de zile să luăm licența de exploatare pentru toate izvoarele de apă minerală. Și acum avem pentru gazul mofetic, Perla
este existentă în 1989 și suntem într-o situație foarte bună. Acum încerc. Nu știu dacă m-a auzit acum. Încercăm, așa, acum e mai bine. Care este oferta, de exemplu, de astăzi a stațiunii Perla Moldovei? Da, noi avem și oferte pentru două zile, cum am zis mai ieftine, nu? Spre exemplu, poți face 5 zile de tratament de luni până vineri pentru doar 300 de euro, cazare masă, 3 mese pe zi și tratamentul balnear. Dar avem și hoteluri de 4 stele care au tratament mai aproape de cerințele oamenilor care au niște au evoluat și astăzi sunt necesare și centre spa și saune și alte facilități pe lângă recuperarea mentală. Și sunt bucuros că ele se împletesc foarte bine. Adică inclusiv avem apartamente, foarte mulți frați ai noștri care vin de peste Prut sau în apartamente care sunt convenabile și unde poți să-ți prepari tu mâncarea și să beneficiezi de tratament și altele în afara cazării. Astăzi, practic, toată stațiunea este plină, nu avem niciun loc de cazare până în luna septembrie, când începe școala, pentru că vara, sezonul estival la noi este vara și avem foarte multe atracții turistice. Avem și zilele Sănicului, apropo de asta. Anul acesta avem 3 zile în care pe scenă vor evolua artiști și comunități din Republica Moldova. Este și festivalul de obicei și participa Saravene a 5-a ediție la Sănic Moldova. Și avem o colaborare foarte bună cu Parlamentul Republicii Moldova, cu domnul președinte Grosu, care împreună cu alți parlamentari, 22-24 iunie, va fi prima ediție a unui simpozion care se numește Viitorul Românesc în spațiul european. Vrem să unim români din mai multe locuri și să creionăm, să gândim cum vom colabora, cum vom utiliza resursele în comun, cum ne vom sprijini în proiecte importante pentru noi în spațiul european și cum ne vom solidariza pentru a atrage resurse, pentru că resursele europene nu sunt nelimitate și noi trebuie să facem un front comun pentru a le atrage, inclusiv pe infrastructură, pe aspecte date de mobilitatea noastră, dar și pe problematici care țin de românism, care țin de această nevoie la momentul acesta de a ne uni, de a ne solidariza, nu numai declarativ, dar și în proiecte și în toate domeniile. Nu vreau să le enumer, dar avem foarte multe domenii comune. Nu mai vorbesc de energie și despre alte aspecte, dar acum, în principal, vrem să facilităm accesul fraților noștri de peste Prut și din Bucovina de Nord la tratamentul balnear, la educație și la alte oportunități. Este o inițiativă mult așteptată pe ambele maluri ale Prutului. Vă mulțumim, domnule Bațiu, pentru acest dialog și pentru activitatea pe care o aveți. Ne auzim de bine. Toate bune! Cu mare bucurie! Sănătate dumneavoastră! Sănătate! Și dacă vorbim despre turismul balnear, dar în Europa, dar și în lume, asistăm la o diversificare foarte rapidă a produselor de turism balnear, la integrarea unor terapii și proceduri din alte culturi, prin hibridizarea tradițiilor locale, la adoptarea de politici de marketing din ce în ce mai complexe în domeniu, toate cu scopul atingerii de clientele cât mai tinere și de atragere turiștilor străini. Generozitatea resurselor naturale balneare cu care este înzestrată România au determinat ca marea majoritate a stațiunilor să poată oferi soluții terapeutice pentru un spectru larg de afecțiuni. Cum se dezvoltă acest sector în România? Continuăm discuția cu domnul Florin Sergiu Dobrescu, secretar de stat, Ministerul Turismului România. Bună seara!
Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumim că ne sunteți alături așa și vă întrebăm care sunt resursele, în primul rând, resursele balneoturistice din România care îi permit să devină o destinație pentru turiștii interni, dar și externi. Bun, pentru început vă pot spune că la nivelul țării noastre beneficiem de resurse naturale terapeutice deosebite, pentru ale căror beneficii demonstrate sunt semnificative și care pot conferi un suport deosebit în această perioadă dificilă din punct de vedere epidemiologic. Conform datelor statistice oficiale furnizate de Institutul Național de Statistică, în 2021 existau 627 unități de cazare înregistrate în stațiuni balneare. În același an, numărul de turiști cazați în stațiunile balneare s-a ridicat la peste 900.000 persoane, reprezentând aproximativ 10% din totalul turiștilor cazați în România. Care turismul este balnear? Așa. Turismul balnear, principala formă de turism social, este alimentat aproape exclusiv de cererea internă. Domnule Dobrescu, așa, care este potențialul României inclusiv de a dezvolta un turism balnear în toată Uniunea Europeană? În vederea dezvoltării turismului balnear, ministerul nostru derulează un program de susținere financiară a autorităților administrației publice locale, care în prezent este derulat în baza hotărârii guvernului numărul 558 din 2017. De asemenea, tot în cadrul Ministerului Antreprenoriatului și Turismului se lucrează în prezent la un proiect de schemă de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării stațiunilor balneare și balneoclimaterice. Astfel, în completare pot preciza faptul că la Minister a fost creat un sistem voluntar național de recunoaștere a rutelor cultural-turistice dezvoltate de organizațiile din domeniul turismului și culturii sau de autoritățile publice locale pentru dezvoltarea și promovarea turismului cultural. Iar în continuare mai pot preciza faptul că la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului s-a constituit un grup de lucru privind dezvoltarea turismului balnear, un grup de lucru alcătuit din reprezentanții ministerelor, organizațiilor patronale și asociațiilor profesionale din domeniul turismului, care, pe lângă soluționarea problemelor ce țin de domeniul balnear, și-a propus acreditarea bazelor pentru tratament balnear similare cu cele ale țărilor membre, precum și a profilului terapeutic al stațiunii, în spiritul Directivei 24-UE din anul 2011 pentru aplicarea drepturilor pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere. Așa, domnule Dobrescu, deci sunt proiecte care vizează infrastructura, care vizează dezvoltarea acestui domeniu, dar pe dimensiunea formare profesională, formarea personalului medical și hotelier. Vă întrebăm dacă sunt poate și anumite provocări legate de acoperirea cu personal calificat și dacă sunt și anumite inițiative în ceea ce privește rezolvarea acestor obiective. Da, într-adevăr, și turismul suferă din această cauză, lipsa personalului, inclusiv personal de specialitate. La întâlnirile lunare care le avem la sediul Ministerului cu reprezentanții industriei de turism, încercăm să găsim soluții pentru acoperirea acestui deficit. Totul, din păcate, nu ține doar de ministerul nostru. Personalul specializat în aceste stațiuni balneoclimaterice provine și din rândul cadrelor medicale, așa că împreună trebuie să găsim soluții pentru acoperirea acestui deficit. Dar cine sunt actorii care sunt vizați pentru dezvoltarea domeniului? Avem acest frumos exemplu, Slănic Moldova. Observăm felul în care dezvoltarea unei stațiuni a dus și la dezvoltarea ulterioară a localității, a orașului. Când vorbim despre dezvoltarea turismului balnear, vorbim despre autorități, despre primării, despre domeniul privat. Dacă completăm asta. Așa. Tocmai ce am făcut precizarea, că la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului se lucrează în prezent la un proiect de schemă de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării și dezvoltării acestor stațiuni balneare și balneoclimaterice. Factorul decizional la nivel de minister este puternic angrenat în identificarea unor soluții și în special de sprijinire a industriei turismului, astfel încât să trecem împreună peste aceste dificultăți avute în ultima perioadă de timp.
A venit pandemia poate și cu noi accente de a amplifica dezvoltarea turismului balnear, inclusiv și din perspectiva necesității recuperării organismului de după pandemie? Așa cum bine se cunoaște, anul 2021, la nivel de Ministerul Antreprenoriat și Turism, a fost gestionată schema de ajutor, așa cunoscută Horeca, în care au fost sprijiniți operatorii economici din turism pentru a-și reface, să spun așa, capacitățile de funcționare a unităților la parametri optim. Pentru turismul balnear, trebuie menționat faptul că la nivelul Ministerului avem o strategie sectorială de dezvoltare a acestui turism, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 571 din 2019, ulterior fiind realizat și planul de acțiune în vederea implementării acestei strategii pentru dezvoltarea turismului balnear. Domnule Dobrescu, și poate o ultimă întrebare, ca să încercăm să facem și o paralelă practic cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. În România, care sunt sursele de finanțare pentru dezvoltarea sectorului? Sunt accesibile inclusiv și fonduri europene disponibile pentru sectorul turistic balnear din România? Da, dar în momentul acesta nu sunt la nivel de Ministerul Antreprenoriat și Turism. Lucrăm, așa cum am precizat, la un proiect de schemă de ajutor de minimis pentru acești operatori economici în vederea modernizării și dezvoltării acestor stațiuni balneare și balneoclimaterice. Vă mulțumim frumos pentru dialog și viziune. Ne auzim de bine. Toate bune! Cu drag, o seară plăcută. Mulțumesc pentru, încă o dată pentru invitație. Cu mare drag. Domnule Melnic, iată, am încercat să avem și o viziune la ce se întâmplă în România, la acest aspect. Întrebarea este ce se întâmplă în statele Uniunii Europene, pentru că și sub perspectiva cât de popularizat este acest gen de turism în alte țări, cât de predispusă este populația să meargă în sanatorii pentru anumite tratamente balneare în alte țări. Aveți în vedere pacienții noștri dacă pleacă în alte țări? Sau? Avem în vedere obișnuința populației de a merge la tratamente în alte țări, poate dacă putem compara cu ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Cum încercăm să-l convingem, o să convingem oamenii de la noi să meargă la acest gen de tratamente? Da, oamenii de la noi, pacienții noștri, pleacă și în alte țări, sigur că da. Cel mai mult în România, da, Slănic, Moldova, Olănești, multe, multe stațiuni sunt preferate și în România, sigur, în Ungaria, în Ucraina, dar și vin și alți pacienți străini din alte țări, vin și la noi. De unde vin, da, de exemplu? Vin chiar de la Iași, din România, din București, vin pacienți care se tratează la noi, ne cunosc bine, ne cunosc metodele noastre de tratament, solicită stațiunea noastră. Vin mulți din Italia, e și drept pacientele noastre de acum care lucrează acolo, mai aduc câte un italian și la noi la odihnă. Le place mult, vin din Franța, din Israel vin mulți, dar din Israel cei care au trăit la noi cândva, ne cunosc și vin solicită pentru dânșii serviciile sunt ieftine. Eu, 20-24 de zile. Domnul Melnic, iată, suntem la etapa în care poate ar trebui să controlăm niște concluzii, poate să-l convingem pe telespectatorul de acasă să aibă grijă de organism și să meargă la un sanatoriu. Care sunt acele beneficii, în concluzie, pentru care ar trebui să facem acest? Dacă am face o concluzie așa, pentru sănătate trebuie de investit. O leacă trebuie să te cheltuiești ca să fii sănătos. Asta înseamnă, odată, sau mulți preferă chiar de două ori pe an să facă un tratament în condiții de sanatoriu. Și de ce nu? După asta te refaci capital din nou. Primești o energie nouă, te simți mai sănătos și cu mult drag activezi în domeniul unde ești specializat. Dar care sunt riscurile la care se expune omul dacă nu merge, de exemplu, la sanatoriu? Noi, când facem studii pe timpuri, vorbeam despre stări de premaladii. Adică este ori o stare a organismului când încă boala nu se manifestă.
Da. Și acum, de acum e argumentat și e dovedit că dacă faci niște investigații la timp, vreau zic că sunt deja acei indicatori care îți vorbesc că nu azi, nu mâine, dar poate peste o perioadă oricare, poți să ai o maladie, spre un diabet, a se vorbește despre prediabet, îl cunoaștem de stare. Și iată acestea, premaladii, să le spunem așa, le poți recupera foarte bine în condiții de sanatoriu. Primești niște cure de tratament la timp și maladia nu vine azi, dar vine poate peste ani sau poate nu vine. Dacă o corectăm la timp, prin ape minerare, prin alimentare corectă, prin regim de muncă, care... Să ne ascultăm organismul și să avem grijă de sănătatea noastră. Vă mulțumim mult pentru prezența la această emisiune. Vă mai așteptăm. Doamnelor, domnilor, menționăm mâine, vă dă întâlnire colega mea Marina Afanas într-o ediție despre măsurile de sprijin pentru producătorii autohtoni. Vă îndemnăm să adresați întrebări invitaților pe pagina de Facebook a emisiunii Obiectiv Comun. Vă mulțumim pentru atenție. Toate bune!